dumneavoastră. Ca să începem, ieri Ministerul Sănătății a primit confirmarea existenței unui caz de infectare a unui cetățean român cu virusul Zika. Este vorba despre o tânără de 27 de ani. Ea a călătorit în Martinica la finele lunii iunie, începutul lunii iulie, și acolo s-a infectat cu virusul Zika.